Εκτός πια κι αν θα με θέλεις. Κι όπως λέει ο Αριστοτέλης, δεν τραβάει η ομάδα. Bună dimineața din nou. Astăzi se Astăzi se filmează ultimul vlog de plajă momentan, pentru că mâine plecăm în Heraklion, trebuie să stăm acolo 2 zile, după aceea plecăm către Atena, Meteora, alte chestii, vrem să facem un pic un mix așa să nu vă încăpiem cu plajă. Deci astăzi se filmează ultimul vlog despre plajă. Suntem în Agios Nicolaos, Sfântul Nicolae, din câte am înțeles, aici în Creta. E un orășel foarte turistic, în mod normal, nu acum, bineînțeles. Undeva la 27.000 de locuitori, are un port mișto, un lac frumos și cea mai șmecheră plajă pe aici în apropiere, pe care ne-a recomandat-o fata de acum 2 vloguri de la restaurant, dacă mai țineți minte. Da. Nu suntem singuri, bineînțeles, bine, Oamperalu, bineînțeles. Îl avem frumos pe Cezar Show, Alina, Adrian și Gabriela. Salutați publicul, că dacă nu fac urât, rău de tot. Așa. Avem grijă, Cristi s-a dat cu fugă pe picioare azi dimineață și... Grijă mare cu mine. Nu mai prins. Nu mai umblu singur, umblăm în gașcă, vizităm puțin orașul ăsta și după aia mergem la cea mai fiță plajă. Agios Nicolaos arată cam așa. Când ești prost, ești bou. Am filmat totul de acolo de sus până aici pe slow motion. Mă întorc înapoi, stați așa. Bă, vine acum! Stați așa! Fac reluarea. Nu știu dacă va ieși exact la fel. Vă spuneam în ce am filmat înainte și voi n-ați văzut, că e la fel ca celelalte orașe. O grămadă de magazine așa, se vând de toate pe aici. Am găsit și primii copii care îmi plac mie maxim. Ăștia doi, hai să vedem despre ce vorbesc. Ce vorbiți, mă, copiilor, mă? Ce vorbiți voi acolo? Of, dragi de ei. Aici e o stradă din asta pietonală cu o grămadă de magazine, șepci, căciuli. Mă găsești cafenele? Cafenele câte vrei. Da. Iar aici, în față, avem portul pe care o să vi-l mai arăt o dată, că sunt prost. Deci eu acum, sincer, orașul e foarte frumos, dar vă spun că seamănă foarte, foarte mult cu restul orașelor. Deci sunt, mamă, deci barca aia se mișcă exact cum se mișca iahtul nostru ieri. Și vedeți, portul e așa, cu stilul ăsta venețian, exact ca Hania, ca toate orașele pe unde ne-am oprit, seamănă foarte, foarte mult. Deci dacă l-ai văzut pe unul, l-ai văzut pe toate. Noi am venit aici pentru plaja aia, Voulisma, care ne-a recomandat-o fata la restaurant și arată în mare, mare fel. Aici un pod și acolo e lacul. Nu? Da, acolo e lacul, acolo e o grămadă de terase, mergem să vedem și lacul puțin. Și sper să nu mă calce nicio mașină. Asta ar fi cel mai... Sau să mă calce asta cu bicicleta. Oamenii aici la terasă. Hello. Musaca 6750. Camera nu, e price. Ah, ok. Ok, mamă, ești nebun, are drepturi de autor camera, frate. Mă, nu filmăm meniul, frate. Avem zoom, vezi? Ești nebun la cap? Să nu-i filmez prețurile? Păi de ce? Le-au furat de la alții sau ce? Dacă vreau să-i filmez, vorba la asta, pun obiectivul ăla și filmez prețurile de acolo dacă vreau. Cred că ăsta e lacul, nu? Da. Și acolo e bisericuța, acolo. Să mergem și acolo. No, thank you, I cannot film the prices. Să filmez prețurile, că nici nebun, fuge meniu. Mamă, ce bate vântul, sper să mă auziți bine. Uite-ți ce peștalăi sunt în lacul ăsta. Cred că la ăștia și pește ce-s pe lista de prețuri, dacă te uiți. Păi de-aia nu arată. De-aia nu arată. Nu e prima dată că nu ne lasă să filmăm, deci... Dar nu înțeleg asta, că nu filmăm prețurile, adică ce sens are, nu înțeleg. Dacă îți deschizi un butic lungă, cine fugi? Nu mă, eu sunt prețurile furate la altul și nu vrea să vadă ăla, știi? Mamă, ce barbă are motanul ăsta, fiți atenți la el. Nu te-mi zici că e leu. Mă, leuțule, mă. Chiar aici, în port. Uitați ce frumos se vede tot. Și chiar aici e o mică biserică, sau o mică fostă biserică. Aici e închisă cu lacăt, dar înăuntru sunt picturile astea. Uitați ce frumoase sunt. Iar chiar lângă, numai că își fac acolo oamenii poze, e și
fosta intrare, cred. Ați vedeți? Foarte, foarte mică. No, 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 it's okay, it's okay, it's okay. It's okay, don't worry. No worries. M-am pus să vă vorbesc aici pentru că bate vântul foarte tare. Lacul în mijloc are 64 de metri profunzime și legenda spune aici în sat, ei spun că e lacul fără fund. Dar nu știu, cel puțin aici în partea asta se vede fundul lacului. Cred că e acolo undeva în mijloc. Da, 64 de metri profunzime, 174 de metri de lung. Doar că e făcut aici în port, atunci pentru mine e cam ia puțin din, nu știu, din un lac. E frumos când e stătut așa aici în port cu bărcile și cu vântul. M-am lăudat că mi-am luat mașină cu 160 de euro pe 9 zile și că va fi foarte practică și am luat-o degeaba, pentru că ieri când am fost la Chrissy Island, mamă, ia uite-l pe ăsta. Ăsta e bossul satului. Ieri când am fost la Chrissy Island, am fost cu mașina lui Cezar. Astăzi când am venit aici, ne-au luat ei cu mașina lor. Deci eu mi-am luat mașină să ocupe loc de parcare numai. Ăsta e nivelul. Mi-am luat mașina numai să-i fac un ciudă la altul, să nu parcheze el acolo, parchez doar eu. Oh! ATM-ul cu cardul, cât e fiul, cât e nu știu ce? Nu, zi tu. Păi nu, mergem la bancomat, scot eu. A, taxa 2,50, da, am zis. Ai zis? 2,50. Da, vedeți, și el știe informații, deci abonați-vă la Cezar Show. Partea frumoasă a proiectului. Pe el trebuie să-l vedeți că n-aveți e gel acolo. Da. Majoritatea se uită pentru Alina. Da. Bine, și la mine, tot așa e. Da, tu ai mai fost aici? N-ai găsit Nicolau, am mai fost, da, să caut cartelă de internet. A, și voi ați mai fost aici. Vino încoace, nu fugi, vino încoace. Vino încoace. Și tu ai mai fost. Trecut, da. Uite ce fuge, stai așa, stai. Unde fugi? De ce tu fugi de mine? Nu mai fugi. Deci voi ați mai fost. Am mai fost anul trecut și a fost super. Și... Dar e micuț, nu pare micuț, foarte mic. Ca și stațiune este micuță, dar selectă. A, bun, exact, pe nivelul meu, cum îmi place mie, să le... Unde fugi? Stai așa, să dau zoom pe tine. E rușine. Ție îți place în Sfântul Nicolae aici? Vezi? Vezi că nu e rușine. Uite mă că dai bine pe cameră, stai liniștită. Da, cu oamenii ăștia rușinoși, agentul Nicolae s-a spus, e un loc micuț. Sunt doar 27.000 de locuitori aici. Deci o să dăm o tură aici prin oraș, poate mâncăm ceva și apoi plecăm către plaja aia care e la 8 km. Să o vedeți și voi, să o vedem și noi. E ora 3, cam așa, n-am mai vrut să ieșim pe zi pentru că ne-am prăjit în ultimul vlog acolo pe Chrissy Island. Dar repet, e ultimul vlog momentan de plajă. Vreau să facem și alte chestii, să ne răcorim puțin, o să mergem prin Meteora, o să mergem, poate mergem și în insula Corfu, acolo iar vor veni vloguri de plajă, dar urmează Atena, Meteora, urmează alte chestii. Toate soluțiile sunt la fel, mie mi se par la fel toate. Se vede frumos statuia acolo. Uite bă ce oameni fain. Thank you. Mulțumim mult, să rămână. Să rămână, doamnă. Exact. Sunteți îndulceați! Eu vă recomandăm să nu călătoriți niciodată fără asigurarea de călătorie. Dacă cheltui 1000 de euro pe o vacanță, nu cred că e cea mai potrivită idee să te pui să economisești 50-60 de euro cât ar costa o asigurare bună de călătorie, mai ales pe vreme de COVID-19. Știți foarte bine, noi călătorim cu Heimundo, ei ne-au ajutat să ieșim din Bali, ne-au ajutat cu costul biletelor, ne-au trimis transport, am fost la spital când a fost nevoie pentru că am călătorit foarte mult timp și ne-au ajutat mereu. Au frumos aplicație pe telefon, ai chat cu doctori pe WhatsApp, poți să-i suni fără să ai credit, îi suni frumos pe internet, îți răspund imediat. Nu e nevoie să plătești niciodată nimic, tu suni, spui că ai o problemă și te vor trimite la cel mai bun specialist din orașul respectiv. Aveți un link în descriere și dacă vă faceți asigurarea de acolo, primiți 5% reducere și noi la fel primim 5% ca bonus. Fie că decideți să o folosiți pe asta pe care o folosim noi sau oricare alta, important e să nu călătoriți niciodată fără asigurare, pentru că o mână ruptă, orice prostie în unele țări te poate costa mii și mii de euro. Ia uite, Raluco, ce amintiri acolo! Ți-e dor de Canada? De frigul din Canada? Să înghețăm acolo? Da, da. Altă da, viață. Da. Dar nu? Dai, băiatul lui Adrian Daminescu, ești nebun la cap. Tu nu ești băiatul lui Adrian Daminescu? Mai da protopagan? Ia cântă-mi aia cu România. Dă-mi un pix și o foaie, să-ți dau un autograf. Păi cânti cu pix? Cântă și mie aia cu România aia frumos. Doar unul poate să cânte. Aaa, frumos! Frumos! Merge să căutăm un restaurant. Că mi-a dat-o de m-a luat foame, ești nebun. Deci, ne-am oprit să mâncăm aici. La restaurantul cu cel mai mișto view, uitați, mare aici direct. Spaghete ravioli 16.50. Putanesca 11.50. Unde e supa aia, mă, care mi-a arătat-o? Supa aia vreau să o arăt neapărat. Unde e supa aia? Nu e aici, aia e pizza, stai să vă arăt. Ia uite aici, supă mâncață și supă, tot 13 euro. Zici că am încălzit apa la brichetă ca să facă supa. Se aduce toată oala. Mam. Deci, vreți view la mare?
Iei supă cu bricheta, încălzită la brichetă. Stați că am filmat cu camera stinsă, ca să vedeți. Deci m-am așezat aici, n-aveam barbă. Mi-a crescut barba de când aștept pizza aia pe care am comandat-o. Au venit salatele și a trecut vreo 40 de minute. Am ascultat toate valurile, știu cum vine fiecare val. Îi știu ritmul. Ăsta-i valul 4. Deci lenț, nene. Ok, după 3 zile jumate a venit pralul. Ce e aia? Eu am cerut ceva ce era eggplant rolls. Eu aici nu văd niciun rolls. Hai că e bine aia. Au acolo oamenii salată. Salată, nu? A, și pasta poloneză. Uite, băiatul. El are mătrezit. Thank you. Pizza mea care pizza picantă. S-a lăsat ca cea lui Cristi. Întârziat. No, it's filming. It's video. Deci, dacă vreți să veniți să mâncați în Agios Nicolaos la plajă, te costă cam atât. 78,50 €. Și asta sunt 3 cafele, 2 pizza, niște paste. Bine, la 6 oameni e ok. Problema e că serviciul lasă de dorit, adică au stat pe aia, s-au certat, pe acolo se certau, a durat, am stat o oră și 20 de minute. Bineînțeles, o zic cu mâna pe suflet, n-am lăsat ciubuc deloc, nici un cent. Pentru că, frate, dacă cer o pizza și stai o oră și un sfert, ceasul rău, pisica 13. Mergem către plajă, gata. Ce zici, au nimerit-o? Nu știu, încă nu văd nimica. Încă nu văd, nu știu. Surprize! Momentan arată super, super mișto. Magă. Cred că coborârea e pe aici. Auzi ce urlă lumea, sunt valuri așa mari. Pare rău, vântul e... Zice Ralu că nisipul e foarte fin, nu știu dacă puteți să ne auziți. E cam îngustă, dar e mișto rău. Țineți cont că e ora 5 după masa și e atâta lume. Cea mai șmecheră invenție pe care am văzut-o pe toate plajele. Îți iei șezlong, umbrelă și fiecare șezlong are safe-ul lui, frate. Bravo, deci e cea mai bună idee ever. Deci una din cele mai mari îngrijorări când călătorești singur sau doar doi și vrem să intrăm toți în apă și nu poți, că n-ai unde să-ți lași chestiile. Bravo lor! Ce n-am luat în calcul e că toată plaja asta e cumva băgat așa în munții ăștia și s-a dus soarele mai repede decât credeam. Bine, mai e soare, dar puțin, deja e cam umbră peste tot. Am avut loc aici în față la gunoi doar. Uite de spate, e plin de gunoi! Acolo mi-e locul, nici n-am văzut. Și am lungit-o mult la restaurantul ăla, frate, era vorba să ajungem la plajă la 3, am stat la restaurant până la 5. Păi i-a luat ăla să facă pizza până... A așteptat să crească roșiile, a avut treabă. Și da, ne-am mai prins cine știe ce soare, deci plajă nu mai face. Ne bucurăm de priveliștea asta de mare. Să vedem unde cade Sorinel, că zic că locul pentru cel mai fain a pus și a pus din spate. What did you think? What did you could say whatever and I would never. You've been flexing everywhere. Girl, look in the mirror. Man, you so dirty. Yeah, you look so dirty. A rămas în pan. Jură-te. De talent. Ați. Ce ai pățit? Am venit la magazin să fac alimentarea. Am zis să nu vin cu mâna goală și să aduc așa ceva de legume. Sunt un fel de scufița roșie. Scufii mei roșia. Ia ce are sacul la Lina, ia. A, nu, că sunt la mine bunătățile. Le avem în două. Wow! A venit Beric. Ia uite ce s-a ce acolo. Ha? Ha? Și hot. Sangria de la Spania. Au venit românii pe plajă. Am și salamă, dar și parizer. Păzia. Plecăm. Mare țeapă ce ne-am luat.
A bătut vântul rău, e frig. A fost un oră toată ziua azi. Am scos camera pe gimbal, bănuiesc că vă dați seama după. A bătut vântul toată ziua, plaja mișto, curată, foarte faină culoarea. Dar e frig, e frig și apusul e în partea altă, scrie pe NEC, apusul e aici. Bine, nici ne-am uitat foarte mult, eram la masă ieri. Da, uite, ăla face surf acolo. Ce entuziasmată e ăla. Nebuno! Haida! Haida, haida! Și noi mergem către casă și ei merg către casa lor. Deci aici ne despărțim de Cezar și Alina. Momentan, poate ne mai vedem pe... Unde da, pleci? Noi încă o să mai stăm aici o perioadă în Creta, nu știu cât, o săptămână, două, habar n-am. După care o să mergem în Gavdos. Unde, mă? În Gavdos. Gavdos, ăla a jucat fundaș la Tottenham. Da. Și stă la vreo oră jumate de aici cu feribotul. A, deci voi continuați pe aici, până apropiere. Da, da. Dacă vreți să vedeți vloguri din Grecia, din altă perspectivă și de la cineva mai experimentat, intrați la ei pe canal, intrați din partea mea, să mă simt important, să vadă că sunt cineva. Bă, pa, pa. Mă bucur că v-am cunoscut. Pa. Aveți grijă de voi. Vino încoace. Aveți grijă de voi, să fiți cuminți. Nu mai zgâria mașina aia. Mamă, săraca mașina aia, mâncați-a și inima ta. Uitați-vă puțin aici ce a făcut omul ăsta. Da, bă, dacă, dar nu așa a cumpărat, așa a făcut-o dacă el. Dacă vrei să-ți cumperi așa, nu găsești. Exact, e unicat. Da. Hai, v-am pupat, aveți grijă de voi. Și eu vă fac de aici ca și cum plec eu cu mașina, știi? Hai, pa, ceau, ceau. E deschisă? Mersi mult. Mi-ai încuiat-o în nas? Gata, mă, pa, s-a terminat. Tu-l pe burtosul ăla de noapte îmbrăcat? Acum e dezbrăcat. Ai avea șanse să-l vedeți pe burtosul dezbrăcat? Nu-i mai ai rușine, a scăpat de rușine. Nu. Alinuța? Da, nu. Pa! Ia râzi un pic. Ia să fac. Hai tu să râdăm. Trebuie să ziceți o glumă. Cristi! Nu ieși la comandă. Cristi! Ți-ai zis care scaune? Stă îmbrăcut casa după el. Ridică drona. Scobor, da, uite, scobor, da, uite, bere cu drona. Cum intră domn Simon aici? Ciao, oameni faini, ciao, ciao. Și da, ne-a cam butut vântul. Uite ce freză am. Mamă, zici, când dormit o mașină e spălat. Nu a ieșit așa cum am plănuit noi, dar a fost o zi faină, companie bună. Asta e. Aici se termină momentan vlogurile cu plajă, pentru că mâine plecăm în Heraklion, din Heraklion plecăm în Atena, din Atena în Meteora, deci o lăsăm cu plajă puțin mai mare. Mamă, ce față am, zici că zbătrân de la ta soare. Deci, momentan o lăsăm mai mare cu plaja. Vă mulțumim că ne-ați oprit pe stradă și ne-ați salutat. Și așa am cunoscut doi oameni mișto. Mai cum, pe cum? Te emoționezi? Da. Nu te emoționezi. Păi ce-s eu melodia din Titanic. Eu mi-am închiriat mașina degeaba, am stat-o pe capul lor, pe capul celorlalți, pe capul tuturor. Niște oameni foarte, foarte superbi și chiar merită să-i urmăriți, pentru că își dau silința în tot ceea ce fac pe YouTube. Ei au văzut, s-au plimbat astăzi cu noi, doi pași, patru cadre, stai că mai trag o dată, au văzut realitatea din spatele vlogurilor. Am trimis un apus și nu l-am să văzut. Să știți că este cu adevărat o muncă. Deci nu mai... Uite că apare pe cameră, vezi? Uite, acum vorbește și el la cameră. Pentru că n-a știut, nu trebuie să spui. I-am văzut să ai chestia, cadru. Pe cealaltă. Nu, aici ai. Ok, astea fiind spuse, ne vedem pe Instagram Cristi și Ralo, acolo răspunde la toate întrebările și bineînțeles jos aici în comentarii. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja, ne vedem din Heraklion. La revedere, ciao, ciao. Bye. Ciao. Bye.